Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine alături de Orlando Stoicescu, care este trainer și facilitator de condiționare mentală, emoțională și fizică. Exact! Și astăzi vom discuta despre ce își doresc bărbații de la noi, femeile, dar nu înainte să ne spui ce este cu decondiționarea aceasta. Uite, vezi, îmi pui așa o întrebare din start ca să mă închizi. Până la urmă, procesul de decondiționare ține de a ne da seama ce programe rulăm din copilărie și pe care le-am dus ulterior în vârsta adultă și nu suntem conștienți de ele și atunci ne conduc viața. Uh-huh. Adică pe românește ajungem să ne trăim viața cum au trăit părinții noștri, bunicii noștri și tot așa. Și nu ne-o trăim pe a noastră, pentru că fiecare dintre noi are un geniu nativ diferit, e original, autentic. Și dacă nu ajungem acolo să ne trăim viața din geniul nostru nativ, nu ne simțim bine. Nu avem acea stare de bine, după cum spune și emisiunea ta. Așa că procesul de condiționare ține de a fi conștienți de modalitatea în care ne trăim viața. E un fel de mindfulness, dar altceva. Mm-hmm. Acum sunt o grămadă de terapii sau o grămadă de unelte care merg în aceeași direcție. Cum îți trăiești viața? Îți trăiești viața într-un mod autentic, adică ești tu, sau încerci să fii altcineva pentru că așa ți s-a spus? Mm-hmm. Și asta face MEF-ul, că așa îmi place să-i spun, decondiționare mentală, emoțională și fizică, MEF. Iar apoi, normal, urmează procesul de recondiționare mentală, emoțională și fizică, dar despre asta probabil o să vorbim altă dată. Să ne programăm într-un mod eficient pentru noi. Da, mi se pare foarte interesant legătura aceasta între ce vor bărbații și modul în care suntem programați, uh-huh. pentru că probabil că noi, femeile, avem deja niște prejudecăți, avem niște programele plantate acolo și spunem ce vrea bărbatul, o fustiță scurtă, da. Sex și mai știu eu ce. Chiar mi-aduc aminte și eu de mică că femeile mai în vârstă din casă aveau tot felul de programe despre ce vor de fapt bărbații. Așa că aș vrea să despicăm un pic firul în patru și să... Eu cred că lucrurile nu sunt atât de simpliste. No. Și să vedem, de fapt, ce vor bărbații, domne. Păi câți bărbați sunt în lume? Cred că sunt în jur de vreo... în jur de 4 miliarde, aproape, aproximativ, 3 miliarde jumătate. Ar trebui să-i întrebăm pe fiecare dintre ei. Pentru că fiecare dintre noi avem nevoi diferite. Și aici ține, de fapt, unul dintre secretele relaționării reușite. Să ne dăm seama care sunt nevoile noastre și să pornim de la nevoile noastre, pentru că de foarte multe ori pornim de la nevoile celuilalt. Exact cum ai spus tu, la fata își pune o fustiță mai scurtă, băiatul, eu știu, își aranjează freza într-un anumit mod și pur și simplu încearcă să îl atragă pe celălalt, dar ne dându-și seama dacă celălalt într-adevăr este ceea ce își dorește. Și dacă nu pornim de la nevoile noastre, atunci e foarte greu să avem cu adevărat relații reușite. Bine, da, hai să o luăm cu începutul. Practic, nu știu, voi bărbații sau poate și noi femeile ne clarificăm cândva într-o anumită etapă a vieții ce ne dorim de la celălalt? Hai să ne raportăm astăzi la relațiile de cuplu, nu la ce vor bărbații la locul de muncă, ci în relațiile de cuplu. Se întâmplă să conștientizeze sau pur și simplu intră în tot felul de relații, testează și apoi își dă seama, da, asta este aceea? Aici nu știu exact dacă am un răspuns foarte fix. Adică nu cred că pot să identific cu precizie ceva. Ce pot să spun este faptul că, din păcate, pur și simplu, nu știu exact cum să spun lucrul ăsta, vezi că am un mic brain freeze. Da. Ar trebui să facem o decondiționare mentală, emoțională și pentru brain freeze. Poți să repezi din nou întrebarea astfel încât să-mi vină răspunsul mai repede? Am uitat-o și eu, hai să mergem mai departe. Super, deci nu era o întrebare la care era nevoie de un răspuns. Practic vorbim despre niște programări, uh-huh. care... Da,
cred că suntem cu toții, trăim într-o eră în care suntem din ce în ce mai conștienți de aceste programări, dar întrebarea este, este cineva într-adevăr care își dă seama la un moment dat de aceste programări, așa de la sine, trebuie neapărat să treacă prin terapie? Știm foarte bine, ce puțin eu, nu vreau să-ți sune și asta programare, dar clienții de psihoterapie în general sunt femeile, marea majoritatea cazurilor. Da, am observat. Deci bărbatul prea puțin probabil va veni în cabină, doar dacă are într-adevăr o chestiune foarte presantă, dar ca și dezvoltare personală, ca pentru a-ți înțelege programările și a te debarasa de ele. Și atunci te întreb, totuși, bărbatul cum poate să-și dea seama? Își dă seama de aceste programări experimentând? Când se întâmplă lucrurile astea? A fost așa o întrebare mai lungă, da, și explicată. Era vorba de experimentări și dacă, într-adevăr, mi-am asamintit și întrebarea de dinainte. Da, avem nevoie și de experimentări, dar am putea și fără. Adică dacă noi am crește într-un mediu, aș putea să spun... care să ne susțină de mici genul nostru nativ, nu am avea nevoie de aceste experimentări. Dacă ne uităm în triburile izolate, sunt super pasionat de studiile făcute în triburile izolate, că s-au dus și psihologi, s-au dus sociologi, s-au dus mai mulți acolo și au studiat să vadă ce se întâmplă. Și acolo nu se întâmplă ceea ce se întâmplă în societatea noastră modernă, cu atâtea experimentări, să ne găsim persoana ideală, că despărțiri, divorțuri, lucruri de genul ăsta. Nu. Acolo fiecare își asumă rolul pe care îl are și îl duce până la capăt și culmea, se simte și bine. Așa că totul ține de modul în care am fost crescuți. Și de aici, de fapt, vin acele dezechilibre care ulterior se observă în relațiile noastre. Așa că unii dintre noi au nevoie de aceste experimentări, astfel încât să ne debarasăm de acele programe. Alții nu. Pentru că poate nu le-au avut, poate au programări în altele, poate, știu, în modul în care să facă bani sau, na, cine știe, dar nu, poate nu neapărat pe partea relațională. Așa că și. Aș vrea să te întreb, că ai vorbit despre ce se întâmplă în copilărie. Este vreo recomandare pe care putem să o facem viitoarelor soacre? Adică, cum ar trebui să-și crească băiatul astfel încât să fie cât mai puțin încorsetat de aceste programări? Și, bine, eu am început ca o glumă, însă ideea este ca băiatul să crească în armonie cu el și cu ceea ce își dorește el și nu condiționat de către societate, rude sau mai știu eu cine. Da. Cel mai bun exemplu e propriul exemplu. Așa că ce poate să facă fie femeia, fie bărbatul, că aici putem să mergem și pe socrul, da? Cum să-și crească fiica sau... Dacă oamenii aceștia sunt exemple pentru copiii lor, dacă ei își trăiesc viața conform nevoilor lor și în armonie cu nevoile grupului, familiei în care sunt, atunci nu, copilul nu are nevoie de o educație din aceasta standardizată, da? Așa trebuie să faci, pentru că observă exemplul părinților și sunt ok. De aceea și în triburile acelea izolate, copiii observă exemplul părinților și a celor din jur și totul este minunat după aceea pentru ei. În fine, totul este minunat. Nu este ca aici, din păcate. Da? Și atunci asta pot să facă, să-și trăiască ei viața în acord cu ei, nu să încerce să schimbe copiii astfel încât să nu fie ca ei. Sau alții încearcă să își educe copiii să fie fix ca ei. La cele două extreme, da? Extreme. Fii ca mine sau fii diferită de mine. Și atunci mergem pe calea de mijloc. Și de aceea părintele, dacă nu se întreabă, măi, eu cum îmi trăiesc viața în momentul ăsta? Dacă nu stă cu el, cu ea, atunci copilul nu o să aibă un exemplu foarte, nu pot să zic foarte benefic, dar ok, nu o să aibă un exemplu nu neapărat benefic. Nu o să aibă un reper puternic. Un reper puternic, da, exact, că nu găseam cuvântul. Și pur și simplu o să caute repere în exterior. Și de aici, normal, pot să apară niște influențe mai puțin plăcute pentru acest copil, se uită la televizor, se uită pe internet, grupuri de prieteni și tot așa, și după aia devine confuz. Care este identitatea mea? Eu cine sunt? Și apoi se caută și în dreapta și în stânga și parcă niciodată
nu se regăsește. Și asta după aceea se duce în relațiile sale. Ne regăsindu-se în relațiile sale, tot caută. De fapt, acel copil se căuta pe sine în acele relații. Nu căuta persoana ideală. Dar dacă am pornit de aici, momentul în care eu m-am liniștit legat de relații, că vreau să dau și un exemplu personal, a fost momentul acela în care mi-am dat seama că nu este despre mine, nu este despre cealaltă persoană, este despre mine. Adică oricât de mult aș căuta în exterior persoana ideală, atât timp cât eu nu sunt persoana ideală pentru mine, n-am nici cea mai mică șansă să fiu ok. Și am exemple nenumărate. Sunt un om care a relaționat în serie până acum și parcă nu se regăsea, sau în momentul în care găsea persoana ideală, aceasta dispărea foarte repede din peisaj. Uh-huh. Și atunci a fost nevoie să mă opresc, să spun ok, până la urmă eu cine sunt. Și am pornit de aici și acum sunt într-o relație în care exact ăsta este motto-ul meu. Nu este despre cealaltă persoană, este despre mine. Uh-huh. În modul ăsta am reușit să mă simt cu adevărat bine acolo. Că despre asta e vorba, să ne simțim cu adevărat bine într-o relație. Pentru că altfel suntem tot timpul în căutarea ceva, suntem agitați, suntem neliniștiți și nu ne este bine. Și de fapt ce vrem de la celălalt sunt lucruri care ne-au fost programate încă din copilărie, de către prieteni, conjunctură și mai departe. Depinde de unde l-am luat. Părinți, prieteni, televizor, din diverse surse. Realitatea este că în momentul de față vezi destul de multe cupluri care stau împreună pentru că trebuie să creștem copilul împreună, trebuie să păstrăm casa pe care o avem, deci tot felul de condiționare acolo. Da. Este totuși, asta este realitatea și nu putem să trecem peste ea. Deci, da, ideal ar fi ca părintele să devină un model și nu un singur părinte, ci amândoi împreună în relație, pentru că vorbim despre subiectul ce vor bărbații de la femei, da? Deci vorbim de contextul acesta de familie, de cuplu. Dar să zicem că nu am primit aceste modele. Ce putem să facem odată ajungi la viața adultă? Spuneai că tu ai trecut prin chestia asta. Și încă trec. Adică ai fost în căutarea a ceva și ți-ai dat seama că de fapt nu era acel ceva de care aveai neapărat nevoie, ci a trebuit să te uiți către tine. La tine cum a fost declicul? Că știu că tu ai lucrat în corporații și acum lucrezi ca facilitator. Da, păi am fost trainer de dezvoltare personală, cum se spunea, de prin 2008 încoace. Păi procesul meu a fost faptul că, a fost în modul următor, am dat un bar. Adică de fiecare dată căutam ceva în cealaltă persoană și în momentul în care găseam, puf, parcă dispărea, ca o iluzie. Și mi-am dat seama, tot observându-mă, observând în comportamentul, că femeile de care eu eram atras nu erau cele care într-adevăr erau benefice pentru mine și pentru nevoile mele. Deci programele mele mă făceau să caut fix ceea ce nu aveam nevoie. Dar cum se face chestia asta? Păi, asta mi se întâmplă tuturor, pentru că am mai întâlnit și persoane care spun: dom'le, îmi oferă tot ce am nevoie, dar parcă nu merit. Am văzut și situația inversă. Okay. Da, păi la fiecare este diferit. Uite, pot să dau exemplu ce s-a întâmplat în cazul meu. Din păcate, mama mea a murit când aveam 15 ani și chiar dacă în momentul respectiv nu mi-am dat seama, am suferit foarte mult interior. Ulterior, ajungând pe la vreo 19-20 de ani, să am un breakdown, cum zice americanul, dar din acela epic. Adică doctorii nu mai știau ce să-mi facă. Sistemul meu nervos nu mai reacționa, de ajunsesem să nu mai știu ce înseamnă să respir. Adică în modul ăsta a fost destul de dur. Și probabil în interiorul meu s-a creat un mecanism de apărare că femeile care sunt ca mama mă vor părăsi și nu sunt ok pentru mine. Și atunci căutam fix o altă energie, chiar să arate diferit față de cum arăta ea. Adică era o fugă de mine. Fugeam de mine în relații căutând persoane care să nu fie ca mama. Dar culmea, în mod inconștient, eu căutam acea esență. Pentru că mama m-a îngrijit, a avut grijă de mine, a fost blândă cu mine. Deci nu a fost un model din acesta, să zic, agresiv violent, exact, violent. Nu, a fost pe partea cealaltă, adică chiar a avut grijă de mine. Și de aici a pornit
Da? Au pornit vreo 15 ani în care relațiile mele nu au funcționat și nu-mi dădeam seama de ce. Până în momentul în care am descoperit ceea ce înseamnă decondiționarea mentală, emoțională și fizică, folosind diverse unelte, folosind psihologi, psihoterapeuți, ajungând și la neuropsihiatrii până la urmă, astfel încât să-mi dau seama exact, ok, ce se întâmplă cu mine, pentru că îmi dădeam seama că eu nu trăiesc ca mine. Și nu trăiam conform nevoilor mele. Și în momentul în care nu ne trăim viața conform nevoilor noastre, încep să apară probleme de toate felurile, inclusiv fizice, boli, afecțiuni și nu mai zic de, până la urmă, de părțile acelea interioare dintre noi care se luptă tot timpul pentru supremație. Și în căutările mele am descoperit câteva unelte. Cea la care m-am oprit este Cheile Genelor, pe care o recomand din tot sufletul, și am observat că din ce în ce mai mulți psihologi și psihoterapeuți se îndreaptă către această unealtă. Și am început să am parte de integrări. Că ce înseamnă asta? Degeaba conștientizăm că avem un tipar. Dacă nu și experimentăm viața altfel față de tiparul respectiv. Și aici este de fapt curajul nostru. Curajul nu ține de conștientizare. Că mulți oameni conștientizează că sunt în relații care nu le sunt benefice, dar nu merg și a experimenta viața altfel, da, față de cum au experimentat-o atunci. Și ce înseamnă acest proces al decondiționării? Te susține astfel încât să poți să faci acea experimentare, care de multe ori pare a fi o luptă împotriva ta. Dar de fapt nu este o luptă împotriva ta, este o luptă împotriva acelui mecanism defensiv pe care tu l-ai construit când erai mic, da? Sau ulterior, când a venit trauma. Și atunci, în cazul meu, asta s-a întâmplat. Am început procesul, am început să conștientizez, am experimentat viața în afara acelui tipar, că acum în relația în care sunt, a trebuit să fac asta. Pentru că persoana cu care sunt are o energie asemănătoare mamei. Și atunci am respins-o la început. Dar nu, am respins-o în interiorul meu, nu și exterior. Și am stat, am zis ok, dau seama că e tiparul respectiv, am stat și apoi viața m-a surprins din ce în ce mai mult, observând că mă simt bine acolo. Și chiar mă simt susținut și chiar wow, adică relația funcționează, lucrurile se construiesc și chiar apar rezultate. Știi că oamenii vor rezultat. Da. Și cam asta e povestea mea în mare. Aș vrea să înțeleg cum funcționează această tehnică. Într-adevăr, de exemplu, și eu în psihoterapie aud foarte mulți oameni spunând, da, am conștientizat, știu de unde mi se trage. Bun, foarte frumos, minunat. Dar care este următorul pas? Aș vrea să ne explici un pic ce înseamnă să treci din zona de conștientizare în zona de a merge și să experimentezi altceva față de ce ai experimentat până atunci. Sunt anumiți pași concreți pe care să-i faci și, nu știu, trebuie să scrii un jurnal. Mă interesează lucruri foarte practice și concrete, că știi că eu așa sunt. Știu, vor fi trecuți în următoarea mea carte, care va fi prima. Okay. Bine, am mai multe cărți scrise, dar sunt pe rețele de socializare, nu sunt publicate. Dar asta chiar va fi, apropo despre pași. În mare, că lucrurile sunt foarte, sunt foarte simple. De foarte multe ori avem nevoie de o unealtă, sau eu îi spun un cadru de referință, ceva din exteriorul nostru care să ne ghideze, mai ales în prima fază a procesului nostru, pentru că nu ne putem baza pe ceea ce gândim în momentul respectiv. Și de aceea, uite, cum este Cheile Genelor, spre exemplu, acolo avem 64 de, unii le spun, scene ale vieții și îmi place această exprimare. Și care sunt reprezentate sub trei forme. Forma umbroasă, care este partea destructivă, forma de dar, care este partea, am putea să spun, înaltă, partea constructivă, și avem forma sidică, aici este partea spirituală, partea non-duală, care se află cumva în spatele umbrei și darului. Și ce face această unealtă? Păi pur și simplu, dacă conștientizezi momentul în care ești în faza destructivă, nu mai acționezi. Adică dacă simți foarte multă ură, la asta ne referim, nu mai acționezi, adică nu te mai duci către celălalt să fii violent și să-l pedepsești? Da. Și atât? Păi următorul pas este răbdare. Și foarte mulți oameni nu au răbdare, pentru că ei vor ca
mental să facă ceva, adică să vină o idee, astfel încât să iasă din acea problemă. Ne dându-și seama că noi avem o grămadă de inteligență în interiorul nostru care funcționează subtil, care funcționează pe ascuns. Și atunci ce face răbdarea? Că aici este procesul de integrare, procesul de alchimizare, îi spun unii. Păi în momentul în care ai conștientizat și nu ai acționat, accepți. Stai cu tine și accepți faptul că urăști sau faptul că, eu știu, vrei să, eu știu, să îi spui ceva persoane iubite care nu este neapărat din zona de ură, dar nu este neapărat nici frumos. Uh-huh. Da? Poate, eu știu, ai o criză de gelozie, uh-huh, știi, că se întâmplă des în relațiile de cuplu, criza de gelozie sau posesivitate. Și pur și simplu nu o mai dai în exterior. Ci pur și simplu stai cu ea și te îngrijești pe tine. Și îngrijindu-te pe tine, încep să-ți vină nevoile tale, încep să iasă la suprafață. Că aici, de-aia, în cheile genelor, nu vorbim despre o comunitate de terapeuți, ci o comunitate de contemplatori ai vieții. Oameni care contemplă viața, oameni care pur și simplu se bazează pe mai mult decât mintea lor. Și mintea ce face? Pe minte o liniștim, dându-i informația necesară. Adică momentul în care intru în zona de intoleranță, da, față de cineva... Adică dacă eu am observat că partenerul de viață o mângâie pe o altă tipă pe mână, tu ce zici? Că ar trebui să rămân într-o contemplare? Nu zic lucrul ăsta și e foarte bine că ai spus, pentru că acum depinde de nevoile noastre și acum depinde de ce am discutat cu persoana aceea de la începutul relației. Pentru că dacă noi intrăm într-o relație știind care sunt nevoile noastre, le punem pe masă. Și apoi cealaltă persoană poate să le accepte sau nu poate să le accepte. Și de adevăr, aici este o mare provocare în relații. Faptul că oamenii intră în relaționare fără să știe care sunt nevoile lor și fără să le exprime. Și atunci celălalt nu știe exact care este limita pe care nu ar fi bine să nu o depășească în acea relație. Dacă chestia respectivă a fost convenită de către tine, spui da, pentru mine este ok să se întâmple lucrul ăsta, atunci tu îți vezi de procesul tău, pentru că tu ai acceptat. Sau ți-l reevaluezi. Spui, mă, s-ar putea să nu fie neapărat conform nevoii mele. Știi? Dacă a fost o chestie care nu a fost agreată și ați vorbit de la început, măi, uite, eu îmi doresc... să fie o relație exclusivistă între noi, atunci normal mergem și discutăm cu cealaltă persoană și vedem ce se întâmplă. Dar vedem dacă într-adevăr s-a înțeles foarte bine de la început și dacă într-adevăr relația respectivă are un viitor. Dar stai puțin, întâi îmi vine să-l strâng pe el de gât când mă aflu într-o astfel de situație. Deci nu îl strâng de gât. Păi dacă îl strângi de gât, poți să ajungi la pușcărie. Și nu știu neapărat dacă este bine, că cine știe cum îl strângi de gât, dacă îl strângi mai tare sau... Da, da, totuși acolo, într-o criză de gelozie, dacă e să ne uităm atunci când chiar se manifestă, vine cu foarte multă energie fizică. Da? Uh-huh. Faptul că am spus că îl strâns de gât, pur și simplu asta îți vine să faci, că îți vine să-i dai cu ceva în cap. Că... Deci, fizic vorbind, vrei să te manifesti, să te lupți cu ceea ce se întâmplă. Deci dacă eu am tot acest tumult în interiorul meu, ce fac cu el înainte? Că dacă mă duc peste el să vorbesc fix când am tumultul ăsta, nu știu dacă o să iasă foarte constructiv. Da, depinde de... Uite, aici poate să se întâmple în modul următor. Depinde cât de avansat suntem în acest proces de alchimizare. Adică ne putem duce cu tumultul ăsta și să-l transformăm în cu totul și totul altceva. Să-l transformăm în pasiune, să-l transformăm în motivație, în ceva benefic care este. Nu? Sau dacă observăm că suntem copleșiți de acel tumult, atunci ar fi bine să nu acționăm în momentul respectiv, pentru că orice am face am distruge. Adică nu construim deloc acolo. Și deci de aia depinde foarte mult de noi. Nu există răspunsuri standard. Depinde foarte mult de ne înțelege pe noi și a înțelege exact nevoia noastră în moment. Adică, ok, eu vreau să vorbesc cu omul ăsta în moment, sunt pregătit să fac chestia asta, ok, mă simt pregătit, o fac. Dacă nu mă simt pregătit, atunci mă duc, dacă e nevoie, dau câțiva pumni într-un sac de box sau orice altceva, dacă nu pot să conțin acea energie, da, din mine. Dar tu îți dai seama cât potențial există într-o criză de gelozie? Da, cât potențial există, câtă pasiune, câtă motivație, cât zvâc există acolo. Dacă am reușit să-l alchimizăm, dacă am reușit să-l transformăm, oare nu s-ar transforma și relațiile noastre? Uh-huh. Pentru că, uite, sunt unii oameni care relaționează cu mai mulți parteneri și se declară că sunt foarte bine. Unii relaționează cu un singur partener și declară că nu sunt bine.
unde mai este adevărul? Știi, de-aia contează nevoile noastre și să stabilim de la început, ok, uite, asta doresc să experimentez. Pentru că am venit în această viață să experimentăm. Nu am venit să urmăm niște dogme, niște reguli pe care alții le-au pus înainte și nu le-au pus neapărat dintr-o zonă constructivă. Și atunci dacă noi ne cunoaștem pe noi, atunci ne dăm seama, ok, uite, asta vreau să experimentez. Și atunci observăm că în jurul nostru începem să avem din ce în ce mai mulți oameni care vor să experimenteze viața fix cum vrem și noi. Și atunci ne simțim bine. Pentru că, uite, și mai vreau să spun ceva, că ai spus de copii, de faptul că sunt crescuți într-o familie și au nevoie de ambii părinți. Cred că, până la urmă, copiii au nevoie nu doar de doi părinți, au nevoie de o comunitate în jurul lor. Au nevoie de mai multe exemple în jurul lor, pentru că dacă observă ceva la părinți care este destructiv și după aia în comunitatea, în familia extinsă, în vecini, la oamenii de lângă, observă ceva care este exact invers, este benefic, atunci copilul nu va fi atât de afectat de ceea ce a observat la părinții săi. Dar dacă observă doar ceea ce se întâmplă cu părinții și să fim serioși, adică nu suntem sfinți, adică mai avem și noi momentele noastre în care explodăm. Oricât de mult am vrea, oricât de, știu, spiritual sau psihologi sau, știi, ne-am dat, nu suntem perfecți și avem și noi momentele noastre de cădere. Și dacă noi ne bazăm că doar noi putem să ne creștem copilul, da, singur sau împreună cu altcineva, în societatea asta care este construită cum este construită, păi aici este cam... Nu știu la ce faci referire. Cred că este un mare ocean în jurul nostru de blândețe, de... Ah, da, exact. De empatie. Păi știi că sunt unii oameni care nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor și se închid într-o bulă, unii zic într-o bulă spirituală, da, în care totul este bine, totul este cu namaste, dar oamenii aceia, cei mai mulți dintre ei, nu au integrat partea respectivă. Nu au integrat-o, ci o spun doar pentru avea o imagine bună sau poate pur și simplu pentru a nu fi percepuți ca fiind răi sau a fi, știu, invalidabil din punct de vedere social. De-aia dacă pornim de la faptul că ok, suntem și buni, suntem și răi în același timp. Da? Și partea pe care noi o considerăm rea are un potențial enorm. Dacă, apropo de criza de gelozie, are un potențial fantastic acolo. Dacă noi învățăm să gestionăm acea energie și să o transformăm în ceva constructiv, ca asta se întâmplă în cheile genelor, îmbrățișezi umbra și eliberezi darul. Da? Dacă noi reușim lucrul acesta, normal, mergând pas cu pas, dându-ne seama exact cine suntem, care sunt nevoile noastre, păi nu numai relațiile noastre se schimbă, dar și societatea se schimbă și comunitatea și tot ce avem în jur. Cu cât mai mulți oameni facem lucrul ăsta, cu atât mai bine ne va fi. Și să ne dăm seama că trăim într-o echipă. Suntem omul este construit până la urmă să fie în echipă cu alți oameni. Da, trăim în grupuri mult mai bine. Numai că societatea ne-a obișnuit să fim foarte individualiști. Și de acolo, din păcate, ajungem să fim, din acest individualism feroce, ajungem să fim în competiție cu toți cei din jur, inclusiv cu persoana cu care relaționăm. Bine, ajungem imediat și aici, apropo de competiția în cuplu. Deci, dacă am înțeles bine, întâi bărbatul ar fi bine să știe, de fapt, ce își dorește de la o femeie, apropo de ce vor bărbații de la, de la femei. Apoi, dacă am înțeles bine, ideea aceasta pe care eu o folosesc în terapie de contractare, adică să-i transmiți partenerului care sunt nevoile, așteptările tale, să agreați lucruri împreună, da, este ok să ating o altă femeie în nu știu ce context, să dansez cu o altă femeie, adică cumva nu există ceva universal, da, bărbații vor doar asta, ci trebuie comunicat, întâi trebuie să știu și apoi să comunic cu celălalt și să vedem în ce măsură le agreăm. Adică e un fel de contractare, da? Da. Responsabilitățile mele, responsabilitățile tale, dar e ceva mai mult de atât. Spunea adineauri despre competiția în cuplu, dar înainte de a ajunge acolo, aș vrea să mai întreb faza aceasta de îndrăgostire. Cred că și pentru un om cumva asumat, care știe ce își dorește, îndrăgostirea poate să vină așa ca un fel de orbire. Sau pentru unul care chiar știe ce vrea, nu mai ajunge în faza aceea de îndrăgostire oarbă și nu mai vede de fapt cum este cel din fața lui.
Îndrăgostirea e un subiect delicat, pentru că de cele mai multe ori este o fugă. Oamenii vor să se îndrăgostească de cineva, își aleg o țintă și aleargă după ținta respectivă, pe care nu o vor găsi niciodată. Și acest comportament îl găsim și la dependenții de droguri. De-aia, la dependenții de heroină este cunoscută expresia chasing the dragon, alergând după dragon pe care niciodată nu o să-l prinzi. Și din păcate cei mai mulți oameni așa privesc îndrăgostirea, alergând după ceva, după o țintă care nu poate fi atinsă niciodată. Din ce am experimentat eu și observând și în jurul meu oamenii, îndrăgostirea este dinamică, adică ne îndrăgostim chiar, ne putem îndrăgosti în fiecare zi. Și ne putem îndrăgosti și reîndrăgosti de aceeași persoană. Că în momentul în care noi vorbim despre îndrăgostire ca fiind un fenomen care se întâmplă o singură dată și după aceea trebuie întreținut, e ca o mașină, știți, o cumperi de nouă și după aia, indiferent de cât o întreții, mai pică una alta și la un moment dat nu vei mai fi mulțumită de mașina ta. Și vei dori o altă mașină nouă. Da. Dacă privim îndrăgostirea ca fiind dinamică și se întâmplă în fiecare zi, atunci ne putem îndrăgosti și reîndrăgosti de aceeași persoană în continuu. Pentru că de asta avem nevoie în relații, din punctul meu de vedere. Să fim capabili să ne reconectăm cu persoana de lângă noi după momentele dificile care cu siguranță vor apărea. Uh-huh. Știi? Și atunci, asta este răspunsul pe care ți-l dau. Deci, dacă omul percepe îndrăgostirea ca fiind ceva care se întâmplă odată și după aia trebuie întreținut, din punctul meu de vedere este un eșec de la început. Adică nu o să reușească să ducă relația la bun sfârșit. Dacă se are această abilitate de a se reîndrăgosti continuu, adică, uite, poate să țină de posesivitate, știi, de a obține ceva și apoi avea capacitatea să lase, da? Iei ceva și apoi lași. Știi cum fac copiii mici, de iau jucăria și apoi să învețe să o lase, jucăria respectivă. Că apoi dacă e jucăria mea, jucăria mea. Că de aici, uite, poate să pornească comportamentul acesta. Știi, și atunci, dacă noi ne putem reîndrăgosti în continuu și îndrăgosti și de diversi oameni, de animale, de obiecte, atunci cu siguranță ne putem construi o viață cu adevărat bună, pentru că ne bucurăm, ziua următoare ne uimește, poate mai mult decât ziua trecută. Știi, și atunci viața este o experiență plăcută, o experiență în care explorăm, față de o experiență în care trebuie să ținem ceva și să păstrăm ceva în starea inițială, care, să fim serioși, nu putem vreodată. Aș vrea în completarea ideii de îndrăgostire să vedem în ce măsură, pentru că vorbim despre ce își doresc bărbații de la femei. Însă tu întâlnești pe cineva, te îndrăgostești, proiectezi pe acel cineva toate dorințele și nevoile tale și la un moment dat te trezești că poate te-ai și căsătorit cu persoana, ai făcut și copii, dar de fapt nu este deloc așa cum ți-ai fi dorit. Există ceva ce se poate face ca să nu pici în această capcană? Cred că răspunsul e același pe care ți l-am dat și mai devreme. Nu e un răspuns complicat și nici un răspuns... Adică să te cunoști și după aceea, da. După aceea să petrești ceva timp cu persoana respectivă și realmente să o cunoști, să-i pui întrebări, să o vezi... Exact. Și să te reîndrăgostești de persoana aceea. Sau să te îndrăgostești de persoana aceea. Uh-huh. Să te îndrăgostești pe parcurs, pentru că de fapt îndrăgostirea de cel mai multe ori apare așa, destul de instant. Da, sunt multe relații care pot fi salvate prin acest proces. Altele sunt deja, știi cum e, adică e prea târziu, adică s-au butonat oamenii suficient de mult încât probabil ar dura 10 ani de zile ca să refacă și mai bine nu. Deci, da, totul pornește de la noi. Eu să revin în continuu la ideea asta foarte simplă. Totul pornește de la noi. Chiar dacă suntem într-o relație cu altcineva, totul pornește de la noi și atunci, dacă noi suntem conștienți de nevoile noastre, păi cu siguranță vom dori să aflăm și nevoile celuilalt. Și de cele mai multe ori le vom accepta și le vom respecta. Și atunci, stare de bine. Vorbeam mai devreme despre competiția în cuplu. Există această luptă pentru putere în cuplu? Da. Cum se manifestă și ce se poate face și de ce se întâmplă chestia asta?
dacă mai contează, de ce? Păi 90 și... Bine, o să spun așa un procent din burtă, din ce am observat. 99% dintre... De fapt, în 99% din relații există această competitivitate. Și motivul este pentru că așa au fost educați. Așa am fost cu toții educați. Am fost puși într-o clasă unde aveam niște potențial prieteni și ni s-a spus trebuie să iei o notă mai mare ca ceilalți, trebuie să iei premiul tăi sau cu coroniță, dacă ni s-a spus lucrul acesta. Și atunci e normal, până la urmă, să percepem pe ceilalți din jurul nostru ca fiind competitorii noștri. Dar oare de ce se ajunge la divorțuri urâte? În care oameni care au stat 10-20 de ani împreună parcă nu se mai cunosc la tribunal de acolo. Eu am decis ca în toate relațiile mele să nu existe competitivitatea asta. Chiar dacă în ceea ce fac mai am și alți oameni care fac același lucru. Și am decis să fie prietenii mei, nu să fie competitorii mei. Chiar dacă observ în mine acel tipar al competiției. Adică când cineva, spre exemplu, face o reclamă la un curs care este asemănător cu al meu și în aceeași perioadă, mă apuc așa, știi, puțin, dar de ce a făcut chestia asta? Că-mi ia clienții. Și apoi îmi readuc aminte. Îmi readuc aminte următorul lucru. Clienții mei, oamenii care sunt pentru mine, nu sunt pentru persoana asta și nici invers. Fiecare, adică dacă au rezonat cu persoana respectivă, minunat. Și la fel și în relație. Da? Persoana cu care este în relație cu mine a rezonat cu mine și eu am rezonat cu ea. Deci e o colaborare, nu o competiție. Și de-aia zic că e important să stăm cu acea, cum să-i spun, acea stare, acea agitație la care ne împinge cumva să reacționăm față de partenerul sau partenera într-un mod competitiv, de parcă, știu, nu am fi în colaborare, ci pur și simplu suntem acolo ca să vedem cine este mai bun, da, sau cine, știu, face mai multe în relație sau, știu, cine iubește soacra sau socrul mai mult. Da. Deci n-am putea să intrăm într-o competiție legată de tandrețuri, de iubire, asta nu, nici asta. Cu lejeritate o putem face. Încă un exemplu din viața mea personală. Mie îmi place să dau exemple despre mine, că n-am despre cine altcineva. Adică dacă vin și vorbesc despre lucrurile astea, până la urmă ar fi bine să fi le integrat măcar la un nivel minimal. Eu sunt o persoană care a fost crescută într-un mod competitiv. Și în jocurile de echipă, acolo se observă competitivitatea mea și, și nu numai în jocurile de echipă, chiar și în jocurile individuale, că am făcut și sporturi de contact. Și ce fac acum este să îmi pun toată competitivitatea acolo. Da? Când ies să mă joc cu prietenii ceva, să fiu foarte competitiv acolo, dar să nu mă identific cu acea competitivitate, ci pur și simplu să mă distrez acolo. Știi, și folosesc acest rol al meu pe care l-am, părinții, societatea, școala mi l-a oferit și l-am transformat în ceva care cu adevărat să fie constructiv pentru mine. Și las competiția doar acolo, în afara jocului, nu mai este competiție, acolo este colaborare. Pentru că îmi doresc în jurul meu să am oameni cu care să colaborez. Nu-mi doresc competitor în jurul meu, adică eu să fiu mai bun ca ceilalți, ca apoi ceilalți să fie mai bun ca mine și să ne dăm în cap tot timpul. Noi oricum evoluăm. Că sunt unii oameni cărora le este teamă, dar stai puțin, dacă nu există competiție, nu există evoluție. Noi oricum evoluăm. Numai că alegem cum evoluăm. Putem să evoluăm în colaborare și atunci avem proiect de echipă, da? Și atunci ne este mult mai ușor. Dar de-aia cei din triburile izolate nu au o parte de depresie, pentru că ei colaborează acolo. Da? Depresie individual, au tristețe de grup. Da? Ei colaborează și atunci fiecare membru îl susține pe celălalt, în mod instinctiv. Da? Altfel, facem ceea ce se întâmplă în societatea noastră pe care o denumim modernă, în care noi suntem în competiție cu toată lumea și nu ne simțim bine. Și când avem nevoie de susținere, nu știm cum să o cerem. Da? Ne ducem la persoana cu care relaționăm și nu știm cum să cerem asta. Nu știm cum să creăm mediul astfel încât să primim ceea ce cerem. Și de acolo apar bobârnace și butonări. Aș vrea să te mai întreb dacă există o diferență totuși între bărbați și femei. Apropo, da, uite, bărbații vor ceva, femeile vor altceva. Există o diferență dacă vorbim despre competiție, ar fi bine să nu vorbim despre competiție, dar sunt totuși lucruri diferite între unii și alții? Da. Bărbatul
este un animal diferit de femeie. Și femeia este un animal diferit față de bărbat. Bine, vorbesc în glumă, în glumă, deci nu aruncați cu o. Da, suntem ai naibii de diferiți. Da, suntem construiți diferit. Avem chiar și nevoi diferite. Avem un echilibru diferit. Și când spun echilibru, avem doze diferite de masculin și feminin în interiorul nostru. Da, și dacă e să luăm cei doi poli, cele două extreme ale dualității, da? Masculinul și femininul, păi până la urmă masculinul ține de construcție, iar femininul ține de receptivitate. Fără a fi receptiv, nu ne dăm seama ceea ce este benefic să construim. Deci, vezi, avem nevoie de amândouă. Așa că în momentul în care intrăm într-o relație, fiecare intră cu polul său, cu partea sa. Și acolo există susținere. Dar nu contează că poate femeia este mai, mai masculină, da, ca exprimare, ca bărbatul. Asta nu este relevant. Dacă acea femeie se simte bine și nu are provocări de medicale, pentru că știi, când o femeie încearcă să fie bărbat, dar nu îi se potrivește, sau să fie ca bărbatul și nu îi se potrivește, încep să apară provocări. Știu o mulțime de femei care au spus lucrul ăsta. Și a spus-o și o vârstă, între 36 și 40 de ani, încep să apară provocări feminine, tocmai din cauza acestui aspect. Ei, dar dacă acea femeie se simte bine și totul este, adică îi se potrivește acel rol, minunat. Dar își va găsi un bărbat mai receptiv, cel mai probabil. Pentru că dacă va căuta un bărbat fix ca ea, păi caută de fapt competiții. Competiția. Caută să fie cumva mai bună, pentru că așa a învățat. Deci e un program acolo care rulează. Și rezultă nu va fi susținere. Poate va fi, eu știu, sex cu năbădăi. Dar știi cum e, sexul cu năbădăi nu te susține atunci când cazi. Și noi mai cădem că suntem oameni. Mai am o singură întrebare, că ne apropiem de final. Te rog. Deci ai zis că suntem două animale complet diferite. Există totuși niște lucruri comune pe care le doresc bărbații și lucruri comune pe care le urăsc bărbații în relația cu femeile? Măcar unul singur din fiecare. Ce urăște bărbatul la femeie? Din comportament, nu? Da. Păi, hai să luăm tiparele, arhetipurile, de fapt, pe care le observăm. Da? Femeia cicălitoare. Lasă, mă gândeam și eu. Da, femeia cicălitoare. De ce? Pentru că este o rană care a fost, reactualizată continuu, în fiecare generație. Și sper că acum să se disipe. Da? De ce face femeia lucrul ăsta? Știi? De ce este cicălitoare? Pentru că nu are încredere în femininul ei, în receptivitate. Ei nu are încredere în ea, nu are încredere în nevoile ei și nu are încredere nici în bărbatul ei. Așa că, uite, o femeie ar putea să încerce să fie mai receptivă, sau o persoană care este mai spre feminin, să fie mai receptivă și să aibă mai multă încredere în exteriorul său. Știi? Și atunci să observe că exteriorul e acolo pentru a o susține. Dar nu este acolo pentru a fi în competiție și a o răni. Da? Și invers, apropo de bărbați, avem acel arhetip al bărbatului care nu este în contact cu emoțiile sale. Și femeile urăsc asta. Adică la început vor, da, un bărbat brută, dar dacă este indisponibil emoțional, nu se vor simți hrănite acolo. Și atunci bărbații ar fi bine să se descopere mai mult. Pentru că ai spus și tu la terapie, în cursuri din acestea de autocunoaștere, sunt majoritar femei. Dar încep să vină din ce în ce mai mulți bărbați, din câte am observat. Știi? De ce? Pentru că își dau seama că acel arhetip îi duc către a suferi, către a se chinui toată viața și nu se opri ca să miroasă trandafirii, un smell de roses, cum zice american. Și atunci bărbații ar fi bine să se descopere și să descopere și latura aceea mai feminină din ei. Și uite, două tipare. Dacă reușim fiecare pol, dacă reușește asta, atunci cred că ne îmbunătățim mai mult relații. Îți mulțumesc frumos, Orlando. Cu drag. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă invit să răsfoiți revista Psihologie, unde vă așteptăm cu multe subiecte interesante pe curent.